Până pe 6 martie, părinții trebuie să completeze cererile tip transmise de Ministerul Educației în fiecare școală. Ulterior, aceste cereri vor fi centralizate și în funcție de numărul lor se va ști câți elevi vor participa în fiecare unitate de învățământ la ora de religie. Președintele Asociației Părinți pentru Ora de Religie susține însă că termenul este prea scurt. După semnalele pe care le avem, lumea nu e foarte bine informată încă. Să ne gândim că în mediul rural sunt părinți plecați, sunt copii în grija bunicilor și probabil că o parte din cei care vor dori să facă religie nu vor reuși să depună în timp util cererea. Reprezentanții inspectoratului școlar susțin însă că totul se va desfășura fără probleme. La momentul acesta toate școlile au dat acea cerere dirigenților și, bineînțeles, ședințele cu părinții sunt în derulare. Vă reamintim că în urmă cu câteva luni, Curtea Constituțională a României a decis că obligația de a face cerere pentru ca un elev să nu participe la ora de religie prevăzută în legea educației este neconstituțională. Judecătorii au precizat atunci că o astfel de solicitare va trebui făcută doar de părinții elevilor care vor să studieze disciplina. Ca urmare a acestei hotărâri, Ministerul a introdus formularele tipizate. Acestea trebuie completate cu datele personale ale elevului, cultul pe care dorește să-l studieze, data și semnătura părintelui.